seara, prieteni! În continuarea demersului nostru de a identifica problemele din municipiul Bacău, am decis să vă prezentăm o situație cu care se confruntă cetățenii de pe strada Ștefan cel Mare. Fiind sesizați de câteva mămici cu copii mici, care întâmplă dificultăți în a traversa strada datorită lipsei acestor marcaje, am decis împreună cu dumneavoastră să tragem un semnal de alarmă municipalității pentru a realiza aceste marcaje care nu există nici până acum, deși lucrările au fost finalizate de ceva timp. După cum vedeți, aceste marcaje nu există. Puteți observa, nicio trecere de pieton nu este semnalizată corespunzător la nivelul străzii Ștefan cel Mare. Atragem atenția autorităților că, cel puțin anul trecut, pe o stradă perpendiculară, pe strada Mioriței, datorită lipsei marcajelor la nivelul trecerii de pieton, au existat accidente cu cel puțin 2 victime. Sperăm ca demersul nostru să aibă finalitate, iar administrația să ia măsuri în ceea ce privește aceste marcaje. Vă mulțumim și ținem aproape!